ce înseamnă pentru mine DARE. În primul și în primul rând este proiectul nostru de suflet și în al doilea rând este o provocare la ceva nou, ceva inedit. Pentru mine DARE înseamnă un mod de exprimare. Cum a fost din punct de vedere organizatoric acest eveniment? A fost, putem spune, un pic greu, dar am primit un feedback foarte bun. Ce se întâmplă pe parcursul evenimentului DARE? Am vrea să aducem într-un spațiu închis, cum suntem acum, să aducem vibe-ul de festival, stilul muzical pe care îl vom aborda în cadrul evenimentului DARE. Este melodic techno cu influențe ethnic house, afro house și progressive. Așa că vă provoc să fiți prezenți la următorul eveniment din data de 6 martie. I dare you! Aș vrea să încep prin a mulțumi tuturor celor care au fost prezenți pe data de 1 februarie la acest eveniment alături de Space Motion. A fost un crowd extraordinar. Organizatoric a fost un challenge, într-adevăr. Este dificil să te ocupi de eveniment și să pui și muzică în același timp. DARE îmbină muzica și arta vizuală într-un singur concept. Pentru că am vorbit de partea vizuală a acestui eveniment, ținutele publicului ar trebui să fie cât mai îndrăznețe și cât mai provocatoare, pentru că vorbim de o provocare. Evenimentul se întâmplă o dată pe lună, iar la fiecare eveniment vom avea invitat un DJ internațional pentru prima dată în România. Tonight, our guest name is Space Motion, DJ and producer who is active on the music scene for the past 16 years. Reacțiile de după eveniment au fost foarte bune. Feedback-ul a fost mai mult decât bun. Am avut crowd-ul cu noi. Experiența în sine cred că a fost una totală și demnă de DARE. Aș începe cu Orașul din circuite electronice, o lucrare dragă mie, făcută cu ceva timp în urmă. Inițial concepută ca o lucrare artistică prezentă în mediul de galerie, ne-am gândit că va conlucra fericit cu muzica electronică, în ideea asta de sintetic natural. În zona de dance floor există un poliplan cu proiecție pe el și urmărim impresionarea mecanică a pantofilor publicului. Îl vom schimba de fiecare dată, urmând ca în viitor apropiat să le prezentăm sub forma unei expoziții. Proiecțiile în mare parte vin din zona experimentală. Vom modifica și suplimenta zona vizuală în funcție de influențele muzicale. În ceea ce ține de partea video, acolo lucrurile se caută a fi în ton cu lucrările și circuitele electronice. Nici fotografia n-a fost lăsată la întâmplare. Este vorba de o fotografie dezordonată, documentaristică, în stil fotojurnalistic, cu blocări de timp, emoții, senzații și stări, în care pare că se întâmplă ceva mai mult în cadru secundar decât în prim plan. În mare, conceptul DARE va crește în timp.